de la 7 metri, am ratat un 7 metri în prima repriză prin Toma, au ratat și ei, adevărat. Alex Cepreghie față în față cu Maxim Diu, portar de 21 de ani cu reflexe incredibile în această repriză a doua. N-are ce face în fața lui Cepreghie. 2-0 în superioritate pentru HCM Constanța. Mă bucur că aproape că m-au ascultat handbaliștii constanțeni. Mai avem un gol de recuperat. Încă 9 minute din această partidă foarte tensionată, dramatică. Revine pe teren Vașii, ce a expirat eliminarea de 2 minute. El conduce atacul lui Chambéry Savoie. Niocas nu l-a mai văzut pe teren în Interul dreapta și acolo parcă suferă francezii. Bicianic, ce depășire a avut și Micu. Se consultă cei doi arbitri și să vedem decizia. Crou roșu. No. Aiurea. Poate vom mai avea o reluare, mi se pare o decizie total exagerată din partea celor doi muntenegreni. Roșu pentru cel mai bun jucător al lui HCM Constanța. Ia să vedem din alt unghi. E o bară pe care o pune acolo. Dar nu s-a dus pe lovitură, în opinia mea. El se retrăgea către propriul semicerc. Arbitrii au văzut intenție la această intervenție a lui Alex și Micu. Rămân la părerea că e un pic exagerată, de fapt e bine exagerată această decizie a arbitrilor. A înscris ceva mai devreme Marco Panici. Lucrurile nu arată deloc bine pentru HCM Constanța. A arătat de atâtea ori puterea de a reveni, trebuie să o mai facă o dată pentru a merge în sferturile de finală ale cupei EHF. Un minut și jumătate de inferioritate. Nu-l vom mai avea pe Șimicu pentru finalul jocului. Cepreghi, Vujadinović, Toma, Criciotoiu, Angelovski, Cepreghi, Angelovski. Foarte bine se descurcă și înscrie Branislav Angelovski. Aveam nevoie de puterea unui jucător din fosta Iugoslavie. Oh, dar cât de ușor primim gol de la Panici. Tot un ex-iugoslav. ...24-22, rămân două goluri, avans pentru francezi. Încă 8 minute din această partidă. Atacăm în inferioritate numerică. Încă 40 de secunde de inferioritate pentru HCM Constanța. Fac schimb cele două extreme, au plecat în circulație, în fine. Criciotoiu, Angelovski, Cepreghi, Angelovski. Îi pasează lui Criciotoiu. Criciotoiu e la pământ, Toma, însă înscrie Criciotoiu și o eliminare de 2 minute pe care o vede și Paturel. Încă 28 de secunde va mai fi egalitate numerică, apoi HCM Constanța va intra în superioritate. 24-23. Adevărat, e nevoie și de susținerea publicului acum mai mult ca oricând. Băgat de acele greșeli pe care le-am făcut la 18-15, atunci când conduceam cu 3 goluri, parcă am tratat mult, mult, mult prea relaxat, mult prea ușor niște faze care pot fi decisive. Niște ratări, acțiuni destul de haotice au fost atunci. Constanțenii trebuie să strângă rândurile. Bicianici îl depășește ușor pe Cristescu. A aruncat pe lângă poartă. Este aruncare de la 9 metri. Toma trebuie să înceteze, să mai protesteze. Va primi eliminare. Bicianici din nou pe Cristescu. L-atacă Bașici. Acum în dreapta, forțare pentru Marco Panici. Superioritate numerică pentru HCM Constanța. Putem veni din nou la egalitate.
Vujadinović, Cepreghi, a fost ținut Novan de același Panici. Cepreghi, Vujadinović, Criciotoiu, din nou pentru Novan, blocat de doi jucători, Bobojil și Panici. 9 metri pentru HM Constanța, încă 40 de secunde de superioritate, dar intrăm în amenințare de joc pasiv. O pasă în picior către Toma, obține aruncare de la 7 metri, Laurențiu Toma. Nu, nu protesta, Laurențiu, nu protesta, vei primi eliminare. Nu ești la primele proteste. A vrut o eliminare de 2 minute la apărătorul de acolo. E bine însă că a obținut aruncare de la 7 metri. Dumoulin revine în poarta francezilor. Alex Cepreghi execută aruncarea de la 7 metri. Avem nevoie de gol această fază. Toma rămâne la intercepție. Îl cheamă și pe Albert Cristescu. I-a venit pasa cam în picior lui Toma, dar cât de bine s-a descurcat acolo. Extrema Constanței se descurcă. Cepreghi foarte bine de la 7 metri. Și din nou egalitate la 24. Prin ce momente am trecut, dar din nou HM Constanța reușește să revină. A fost condusă cu 3 goluri. La acest scor, HM Constanța ar merge în sferturile de finală ale Cupei EHF. Plecat în circulație extrema dreaptă a francezilor, e tamponat de Agici. Gregoar de tren, n-are cu cine juca. Va fi cât de curând amenințare de joc pasiv. Și este semicerc, este semicerc și avem mingea. Ar fi fost o aruncare de la 7 metri dacă Bufar n-ar fi călcat semicercul. De la masa oficială li s-a indicat ceva celor doi arbitri și cred că este time-out cerut înainte de ratare de Cavalli. Cred, nu sunt foarte sigur, îl avem în imagine pe antrenorul Cavalli. În mod normal va fi un atac pentru francez. Am avut dreptate, antrenorul francezilor a pus cartonașul înainte de a se juca faza. Acest lucru le-a fost indicat arbitrilor de la masa oficială. Oricum mă surprinde faptul că nu joacă Niocas în locul său. E bosniacul Marco Panici în intermediar dreapta. Foarte bine se descurcă Agici și este semicerc într-adevăr. Avem atacul. Scăpăm fără gol din această fază. Încă 5 minute din această partidă. Un gol marcat acum de Constanțeni pe finalul jocului valorează cât 2. Trebuie să dăm mingea în poarta lui Maxim Dio. Criciotoiu în inter dreapta. Criciotoiu aruncă, apără Dio! Ce intercepție și ce gol! Reușește Branko Angelovski! Bașici, Paturel, fost blocat, continuă francezii atacul. Abia acum a venit Angelovski, depășire și gol. Gol înscris de Marco Panici. Foarte repede au venit, au repus mingea și au venit peste noi. Angelovski rămusese prăbușit în semicercul francezilor. Au mai dat câte un gol de fiecare parte, cele două echipe, 4 minute și jumătate rămase. Reamintesc un alt meci dramatic aici în sala sportului din Constanța, cu Fuchse Berlin, terminat până la urmă la egalitate, o egalitate care nu ne-ar conveni acum, 31-31. Nu cred că se vor da însă 29 de goluri. Criciotoiu, dacă se va termina 29-29, contează golaverajul general, care este în favoarea lui HM Constanța, plus 1. Plus 9 are HM Constanța, plus 8 Chambéry-Savoie.
4 minute rămase din această partidă dramatice. Joacă sezonul european handbaliștii Constanței, dar și cei ai lui Chambéry Savoie în aceste ultime 4 minute ale jocului. Cricotoiu pentru Cepreghi. Ce intercepție a reușit Angelovski. Mai devreme! Acum vine golul reușit de Alexandru Cepreghi. Vine la schimbare Cepreghi. Trebuie să-i așteptăm pe francezi, pe semicerc. Grupați, atenți! Agice în centrul apărării Constanței. Reamintesc că Șimicu nu mai poate juca pentru că a primit cartonaș roșu. Cred o decizie exagerată a arbitrilor. De două minute a fost fără îndoială. Vașici. Pasă la intercepție! Contraatac pentru HCM Constanța! Laurențiu Toma! Gol! Gol pentru Toma! Două goluri avans pentru HCM Constanța! 3 minute și 20 de secunde! Vașici aruncă pe lângă poartă și este minge pentru HCM Constanța! Ce Dumnezeu s-a mai întâmplat? Acum îl văd pe Cavalli chemându-i din nou pe francez la bancă și este timeout. Pentru ce nu-mi spuneți că și acum a cerut timeout? Fi incredibil! Văd pe arbitri, e mingea Constanței, e semicerc, cred că rămân la decizia lor și atacă HCM Constanța. Cavalli și-a aruncat cartonașul după ce a trecut faza. Până la urmă, ei s-au dus să repună repede. A fost aproape un contraatac pentru Chambéry, când Dumnezeu le-a avea timp Cavalli să pună cartonașul pe masa oficială. A mers odată, acum nu-i mai merge antrenorului francez. Este minge pentru HCM Constanța, care conduce cu două goluri, cu 3 minute și 20 de secunde înainte de final. I-au trecut prin toate emoțiile pe suporterii lor, jucătorii Constanței. Au evoluat groaznic la începutul sau spre mijlocul reprizei a doua și au revenit incredibil. Parcă acea eliminare exagerată a lui Șimicu le-a dat forța de a merge mai departe, le-a dat o motivație suplimentară constanțenilor. Continuă parlamentările la masa oficială și cred că până la urmă e iarăși timeout. E incredibil, incredibil. Iar e timeout. Rămâne timeout până la urmă. A protestat Cavalli și a avut câștig de cauză. Francezii vor ataca. L-am văzut clar pe cel de la masa oficială, arătând faptul că Cavalli a venit cu cartonașul de timeout după ce au ratat, după ce au greșit francezii, după ce au călcat semicercul. După aia s-a întors. Incredibil. În fine, putem trece și peste aceste decizii de la masa oficială. Până la urmă suntem siguri de un lucru, Cavalli nu va mai avea timeout până la finalul jocului. Încă 3 minute. Bobojil pentru prima oară în atac! Ce blocaj a avut acolo Constanța! Ce blocaj Agi și Novan! Rămân în atac francezii. Damir Bicianiș, croatul, aruncă din nou Agici, eroic la această fază. E amenințare de joc pasiv. Bașici, din nou Agici! Agici, fluierați pasivul odată și în sfârșit fluieră pasivul. E fabulos Agici, fabulos, de 3 ori a scos aruncările francezilor. Incredibil, e îmbrățișat de Toma. S-a aruncat în toate părțile. Nu mai are mobilitatea de altă dată Alex Agici, însă a fost eroic ca la hockey. S-a aruncat ca un portar de fotbal și a respins 3 mingi ale francezilor. În sfârșit avem atacul, după care am plâns timp de un minut și jumătate după toate protestele lui Mario Cavalli.
2 minute și jumătate. HCM Constanța are 2 goluri avans, are atacul. Are în acest moment, a spune, 3 goluri, pentru că egalul ne convine. Criciotoiu, trebuie să gestionăm aceste minute de final, nu așa cum am făcut-o la Chambéry, când am primit gol în ultimele secunde. Criciotoiu, per total, în cele două manșe, HM Constanța a fost echipa mai bună. Cepreghi se aruncă acolo, se îmbrățișează practic cu Benjamin Gil, însă obține atât de importantă aruncare de la 9 metri. Încă 2 minute, Dumnezeule, ce greu trece timpul atunci când vrei să se scurgă mai repede minutele de final. Suntem pățiți, nu de alta. Nu trebuie să mai procedăm o dată așa cum am făcut-o la Chambéry, să dăm cu piciorul la o șansă imensă. Puteam să-i batem pe francezi acolo. Amenințare de joc pasiv. Măcar să aruncăm la poartă. Măcar să aruncăm la poartă. Cepreghi, este aruncare de la 9 metri pentru HM Constanța. Execută Albert Cristescu. Criciotoiu aruncă. Nu o face cum trebuie. Intrăm în ultimele 2 minute și jumătate. Atât de importante. Trebuie să ne apărăm. Trebuie să ne apărăm. Vine Bobogil, care forțează cel mai bun jucător al francezilor, campionul olimpic și, în fine, campionul mondial și european. Cred că n-a fost în lotul francezilor la Olimpiada de la Beijing câștigată sau la cea de la Londra. A greșit mai devreme, a forțat pentru că s-a aruncat către apărarea noastră. Ia, e 9 metri pentru HM Constanța și acum e clar, se aude sirena, totul e în regulă, e time-out pe care îl cere Zvonko Shundovski. 1 minut și jumătate, atât îi desparte pe jucătorii lui HM Constanța de o victorie imensă, o victorie care îi duce în sferturile de finală ale Cupei HF. Și Iconin merge pentru noi bine. Așteptați pasivul, aruncați la poartă și imediat înapoi. Asta le-a spus Zvonko Shundovski pe final. Mai au nevoie în acest moment de 3 goluri francezii pentru a merge mai departe. N-au voie să le dea. Aruncare de la 9 metri pentru HM Constanța. Vor ieși în apărare om la om francezii. Nu, așteaptă în continuare pe semicerc. Criciotoiu, Criciotoiu, Criciotoiu! E gol! Golul victoriei! Golul calificării pentru HM Constanța! HM Constanța se califică în sferturile de finală ale Cupei HF. A fost un meci al sezonului, a fost o finală, vor mai fi două. Tragerea la sorți în Cupa EHF va fi marți, din câte știu, odată cu tragerea la sorți a sferturilor de finală în Liga Campionilor. HM Constanța poate juca cu Lugi Lund din Suedia, varianta norocoasă, Montpellier din Franța, varianta cea mai neplăcută, și Pic Szeged aproape la egalitate cu Montpellier, o echipă foarte puternică, Pic Szeged, vicecampioana Ungariei. Însă e timp pentru calcule, totul este bucuria, hora aceasta handbalistică făcută de HM Constanța. Au trecut, au început foarte bine, au avut momente de cădere, dar s-au ridicat incredibil, incredibil, după acea eliminare cu cartonaș roșu a lui Alex și Micu. HM Constanța a fost aproape singură pe teren. Popescu apără aruncarea lui Damir Biciani și nimic nu se mai poate întâmpla. Intrăm în ultimul minut al jocului cu HM Constanța, care sărbătorește. Publicul este în picioare. Nu vă pot descrie ce emoție există în sala sporturilor din Constanța. E o calificare ca pe vremuri, atunci când HM Constanța intra pentru prima oară în careul de aș al Cupei Challenge sau al Cupei Cupelor. Acum suntem în sferturile de finală, tot un fel de semifinală, putem spune, în Cupa EHF, pentru că va mai fi apoi Final Four-ul de la Berlin.
Berlin sunt resemnați francezii în frunte cu marile lor vedete, Bertrand Gil în special. Îl văd, el a greșit pe final, îl văd dezamăgit de ceea ce se întâmplă, însă HM Constanța e o echipă, e echipa mai bună împotriva locului 8 din Franța. Gol! Gol! Și să înceapă sărbătoarea! Gol! HM Constanța e în sfertul de finală ale cupei, cupei EHF, 29-25, e scorul final, e hora bucuriei, victorie mare pentru HM Constanța și pentru handball.